Trei zile consecutiv carburanții se scumpesc. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit, pentru mâine, 16 decembrie, prețuri mai mari la benzină și motorină. Astfel, prețul maxim al benzinei A95 va fi 20,15 lei litru cu 8 bani mai mult, iar al motorinei fără denumire comercială 17,14 lei cu 5 bani mai mult. Prețurile altor tipuri de produse petroliere vor fi stabilite de fiecare benzinărie individual. Benzinăriile au dreptul să comercializeze cu amănuntul alte tipuri de produse petroliere principale, cu excepția celor pentru care an stabilește prețuri maxime, numai cu condiția ca la aceeași stație de alimentare să fie vândute și produse petroliere principale de tip standard. Începând cu 1 septembrie, an reglementează prețurile doar pentru benzina A95 și motorina fără denumire comercială. În același timp, este interzisă vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard la un preț care depășește prețul maxim stabilit de ANRE.